Se caută 25 de lucrători salubrizare căi publice și 20 de lucrători pentru sortarea deșeurilor reciclabile, 18 manipulanți mărfuri și 10 măcelari. Se mai fac angajări pentru 6 lucrători comerciali și câte 5 ingineri de sistem software, respectiv programator de sistem informatic. Mai sunt locuri de muncă vacante pentru arhitect, inginer chimist, inginer construcții civile, psiholog, bucătar, ospătar, patiser, contabil, croitor și altele. Suceava se află printre județele cu cele mai puține posturi vacante în această perioadă. Cele mai multe se găsesc în București și în județele Prahova, Arad, Sibiu, Timiș și Dolj. Agenții economici oferă, la nivel național, circa 29.000 de locuri de muncă, cele mai multe pentru postul de vânzător, arată datele centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință, ale căror date de contact se află pe site-ul www.aneofm.ro. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Suceava publică oferta locurilor de muncă și pe pagina de Facebook a instituției AJFM Suceava.